Încă un accident rutier a avut loc în acest weekend în zona podului de la Ezeriș, după ce două mașini au intrat în coliziune. În urma accidentului au rezultat avarii semnificative, dar și rănirea a trei persoane. Acestea au fost duse la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, iar acum oamenii legii fac cercetări pentru a stabili cu exactitate modul în care s-a produs accidentul.